Discutăm despre chirurgia estetică a sânului. Care sunt intervențiile în acest tip de chirurgie? Să spunem, sunt multe variațiuni de tehnici în chirurgia estetică a sânului. Avem chirurgia cea mai cunoscută, este augmentarea mamară sau mărirea sânilor, care se poate efectua cu ajutorul implantelor mamare, implante rotunde sau implante anatomice. De asemenea, se poate face această mărire a sânilor cu țesut autolog, aici mă refer grăsime, este o mare modă la nivel internațional care revine după mai bine de 100 de ani. Problema este că nu avem o stabilitate foarte bună a acestui transfer de grăsime. Avantajele sunt că există un țesut autolog fără să mai existe complicațiile specifice țesutului mamar. A doua categorie importantă este reprezentată de liftingul de sân, care înseamnă mastopexie. În același timp avem și reducția mamară, care intră pe exact pe aceeași tehnică ca mastopexie, adică ca ridicarea sânului, cu diferența că o parte din glanda mamară și țesutul adipos este redusă. În mare, acestea sunt intervențiile importante, după care mai avem intervenții de corectare la nivelul areolei, adică zona pigmentată a sânului, prin reducerea areolei sau de reducere sau de mărire a mameloanelor, care pot să fie prea mari sau prea mici. Acestea sunt intervenții secundare a chirurgiei estetice a sânului, iar cea mai importantă e reprezentată de chirurgia de augmentare, adică de mărirea sânului. Este cea mai frecventă. Este cea mai frecventă, clar. Care sunt indicațiile dumneavoastră ca medic, preoperator și postoperator, pentru o femeie care vrea să-și facă implant mamar? În primul rând, pentru a beneficia de această operație, trebuie să vină la un consult chirurgical, un consult care este efectuat de mine sau unul din colegii mei, care trebuie să fie obligatoriu chirurg plastician, membru Asociației Române a Chirurgilor Plasticieni din România, adică care să aibă o specialitate în domeniu. În cadrul acestei consultații, pacientului se explică riscurile, complicațiile, îi se arată posibilitățile pe care poate să le aibă în cazul acestei operații. De asemenea, îi se explică foarte clar complicațiile acestei intervenții chirurgicale. Preoperator, de asemenea, trebuie să facă o ecografie de sân înainte de vârsta de 40 de ani. După vârsta de 40 de ani trebuie să facă și o mamografie. De asemenea, trebuie să facă analize de sânge generale în care se vadă starea de sănătate. Un consult preanestezic cu medicul anestezist, având în vedere că această operație se desfășoară sub anestezie generală. Evident, pentru a fi un candidat pentru chirurgie estetică a sânului, starea de sănătate trebuie să fie perfectă, fără a avea complicații sau multe probleme de patologie secundară. Indicațiile postoperatorii după o internare de 24 de ore, atâta ține internarea în cazul augmentării mamare, sunt foarte clare, sunt nenegociabile, nediscutabile, din păcate. Timp de o lună jumate, pacienta n-are voie să se lovească peste sâni, timp de o lună jumate n-are voie să ridice cotul peste nivelul umărului, timp de o lună jumate nu trebuie să ridice peste 3,5 kg, timp de o lună jumate n-are voie să facă efort fizic, timp de o lună jumate trebuie să poartă o bustieră specială care să ajute la fixarea sânului, iar 30 de zile postoperator trebuie să doarmă pe spate. Abia după 30 de zile se poate întoarce pe o parte, iar să doarmă pe burtă, cum se spune în românește, abia la 6 luni, când avem și rezultatul final al acestei intervenții chirurgicale. De asemenea, trebuie să se prezinte obligatoriu la controlele postoperatorii, care sunt la 7 zile, 14 zile postoperator, 30 de zile, 3 luni, 6 luni, la un an și odată pe an primii 5 ani, care sunt extrem de importante a vedea evoluția sânului, ca medic să-i dau recomandări pentru a avea o stabilitate și o fiabilitate cât mai bună a sânului. De asemenea, trebuie spus că din punct de vedere al sânului există 3 elemente importante care modifică sânul în timp, ca rezultat din punct de vedere estetic. Aceasta ar fi gravitația. Din acest motiv, orice femeie, și aici mă refer nu numai femeile operate cu o intervenție estetică sau reconstructivă la nivelul sânului, orice femeie ar trebui să poarte o bustieră, adică un tip de sutien care să susțină foarte bine sânul în cazul în care face efort fizic, în cazul în care are deplasări lungi sau perioade în care stă foarte mult timp în picioare. De asemenea, la serviciu, într-o vizită la prieten, să poarte sutien, iar
în cazuri absolut excepționale, adică 3-5 ore pe zi, gala dinner, o cină romantică, poate să stea și fără sutien. Un echilibru, adică să găsim varianta în care să nu să fie susținut cât mai mult timp pentru a contracara forța de gravitație, ne dă un rezultat stabil în timp a sânilor. Al doilea element de care pacientul trebuie să aibă grijă este variația de greutate. În interiorul sânului avem și grăsime și glandă mamară. În momentul în care pacientul slăbește, sânul pierde din volum. Din păcate, pielea este un țesut elastic și nu se mai retrage atât de mult cât am dori. Prin aceste variații de îngrășare și slăbire, în timp apare un exces de piele care duce la ptoza mamară, adică căderea sânului, lucru ce necesită după aceasta intervenția estetică de ridicare a sânului. Dacă respectăm aceste reguli destul de simple, adică să avem variații de greutate plus minus 3 kg maximum, pot să spun că avem un rezultat stabil în timp. Evident, există procesul de îmbătrânire pe care nu trebuie să-l uităm, proces de îmbătrânire al pielii, al țesuturilor, al mușchilor, care, din păcate, nu putem să-l oprim, funcționează în general, dar important este să avem la nivelul corpului o armonie. Ar fi un paradox dacă, de exemplu, avem o ptoză facială sau o cădere la nivelul abdomenului, dar să ni se rămână sus, corpul trebuie să meargă în armonie și în acest sens gravitația și variația de greutate trebuie oprite puțin. Asta ca indicații la distanță pentru păstrarea sânilor, nu neapărat imediat postoperatori. Cum putem alege și care e importanța unui implant mamar corect? Frumusețea, evident, este un fapt subiectiv. Fiecare vede frumusețea în modul lui. Singurul element obiectiv al frumuseții este armonia. După cum aș fi spus, armonia, acest un sân, și noi aici nu mă refer la implant, pentru că multă lume se gândește strict ce implant are vecina mea, dar uită de la ce a plecat. Trebuie văzut în ansamblu. Sânul la final este un volum complet între implant, țesut mamar, țesut adipos, piele. Sânul trebuie să se afle într-o poziție de armonie față de corp, în care să se respecte limitele anatomice ale sânului. Adică, ce înseamnă asta? Nu putem să ajungem cu un sân care să plece de la claviculă sau care să miasă 5 cm în lateral, pentru că acolo nu mai avem mușchi, nu avem structuri de rezistență, iar într-un timp foarte scurt, acel sân va cădea și va crea probleme neplăcute pentru pacient și pentru rezultatul estetic. Noi alegem mărimea sânilor în funcție de niște măsurători exacte pe care le avem în urma literaturii de specialitate. Alegem cel mai bun implant care se poziționeze în armonie cu corpul. După care, evident, fiind o operație la cerere și având capacitatea de a jongla puțin din punct de vedere chirurgical, având în vedere că țesutul este un țesut moale cu ce lucrăm noi, nu e un țesut rigid, putem să variem 10% în plus și 10% minus în funcție de gusturile pacientei, dar această plajă este, să spunem, de jumătate de cupă de sutien. Este imposibil pentru o domnișoară care are 40 de kilograme și 1,55 m să-i faci niște sân cupă de niște implante imense, pentru că va avea în cel mai scurt timp probleme destul de severe prin subțierea țesutului și așa mai departe. Din acest motiv, chirurgii plasticieni aleg cel mai bine pentru pacient, iar România trebuie să învețe un element extrem de important, care la nivel mondial este acum primordial, siguranța asupra sănătății și în același timp fiabilitatea rezultatului în timp. Odată ce înțelegem aceste lucruri, asta ar trebui ca primul lucru pacientul să-l întrebe pe medic ce trebuie să fac pentru a rămâne cu acest sân cât mai mult timp posibil, fără a avea probleme, fără a necesita o nouă intervenție, știind că oricum odată ce ai făcut o intervenție estetică la nivelul sânilor, există o mare posibilitate datorită procesului de îmbătrânire ca pe parcursul vieții să mai necesiți încă o intervenție chirurgicală de corectare pentru a opri fenomenele de îmbătrânire și așa mai departe. Haideți să vorbim un pic și despre contraindicațiile în chirurgia estetică a sânului. Contraindicație. În chirurgia estetică, eminiamente, este o chirurgie la cerere. Aici se încadrează absolut orice femeie care dorește să-și facă sân. Evident, în cazul în care vorbim de o femeie care are o gigantomastie, adică niște sunt deja foarte mari
care sunt mai mari decât trebuie față de proporțiile corpului, evident că o mărire a sânilor nu face sens pentru că de fapt agravează situația. De asemenea, sunt cazuri de fiziopatologie, cum ar veni sarcina și alăptarea. Pe perioada sarcinei și alăptării nu se indică niciun fel de intervenție chirurgicală la nivelul sânilor. Indicațiile Asociației Internaționale a Chirurgilor Plasticieni este că această intervenție se desfășoare la minimum 6 luni după oprirea perioadei de alăptări, de alăptare, în cazul în care, în urma unei ecografii, sânul și glanda mamară e retrasă ca inflamație. De asemenea, persoane și paciente care, din punct de vedere anestezic, datorită unor riscuri pe care le au din cauza altor patologii, și aici mă refer la probleme cardiace grave, la un infart în antecedente, la paciente care au probleme și tulburări grave de coagulare, lucru ce ar expune unui risc care se numește în anestezia ASA 3, ASA 4, deci un risc anestezic mare pentru o operație la cerere, o operație de care nu are neapărată nevoie, expunem unui risc. Astfel de pacienți nu sunt candidați pentru chirurgie estetică, care eminiamente este o chirurgie de siguranță. De asemenea, persoanele care au o labilitate psihică excesivă sau persoanele care se află sub tratament psihiatric, iară, nu au o indicație pentru că capacitatea lor de judecată este alterată de drogurile care le iau. Evident, sunt cazuri absolut speciale în care o astfel de persoană se poate prezenta la noi și în cazul unei afecțiuni din punct de vedere cardiac sau psihiatric, etc., cu indicația de la medicul specialist în domeniul acela care dă indicația pentru operație ca și cum nu ar exista probleme. Deci, există și excluderi, dar în general, acestea sunt marea majoritate a contraindicațiilor în această chirurgie. Și care sunt riscurile în timpul și după operație de implant mamar, de reducția sânilor, de... Riscurile sunt riscuri standard pentru chirurgie în general. Nu există, trebuie înțeles un lucru foarte clar. Nu există astăzi chirurgie fără risc, cum nu există nici să te sui într-o mașină și să n-ai riscul să faci un accident. Riscurile intraoperatorii la chirurgia sânului, chirurgia estetică a sânului, sunt absolut minimale. Incidente intraoperatorii nu există foarte severe decât într-un caz unei greșeli de tehnică sau în cazul unei malformații. Per motiv că preoperator, după cum am spus, facem investigații, studiem foarte bine cazul, în sensul în care să nu avem astfel de surprize în punctul unei patologii. Riscurile postoperatorii se încadrează în riscurile imediate postchirurgicale și aici mă refer la hematom, adică acumularea de sânge în interiorul sânului, în jurul implantului, în urma unei lovituri. De asta una din indicații este să nu se lovească peste sân, care trebuie operată, scos acel sânge și repus la loc implantul. Alt risc ar fi cicatrizarea vicioasă, care ține de modul în care fiecare persoană cicatrizează o plagă operatorie. Alt risc ar fi lărgirea cicatricei și dehiscența, adică desfacerea suturii, asta în cazul în care pacienta forțează, face efort fizic, pielea fiind întinsă, poate apărea această complicație locală care necesită o resutură, deci din nou să fie efectuată sutura la nivelul plăgii. Altă complicație ar fi seromul. Seromul reprezintă o acumulare de lichid în jurul implantului, care poate să fie imediat postoperator sau la distanță. Acest fenomen apare ca o reacție la corpul străin, imediat postoperator apare în cazul în care se face un efort fizic intens și apare la nivelul între suprafața implantului și fața posterioară a mușchiului, apare un fenomen de frecare de tip abraziv și poate să apară acest lichid, lucru ce necesită un tratament medicamentos și în cazuri extrem de grave o puncție evacuatorie a acestui lichid sau chiar scoaterea implantului pentru o perioadă de 3 luni. De asemenea, infecția, care este un fapt comun oricărui tip de intervenții chirurgicale, din aceste motive luăm măsuri foarte, foarte drastice din punct de vedere al asepsiei și verificăm pacientul să n-aibă nicio infecție în antecedente, dăm în postoperator și un antibiotic de prevenție.
Alte riscuri reprezintă malpoziționarea implantului și rotația. Din acest motiv, pacientul până la o fixare primară a implantului, adică 30 de zile, este obligat să doarmă pe spate pentru a nu împinge implantul din poziția în care l-a așezat medicul. De asemenea, există o complicație specifică implantului mamar, care se numește contractura capsulară sau fenomenul prin care organismul rejectează aceste implante. Marea majoritate a acestei complicații apare între 6 luni și 3 ani postoperator și are 4 grade. Gradul 1 reprezintă un sân absolut normal, gradul 2 este un sân ceva mai dur, mai rigid, care se tratează cu tratament antiinflamatoriu, antileucotriene, antioxidant și cedează în mare parte. Gradul 3 este un sân dur, rigid, care schimbă poziția, se ridică către polul superior, iar gradul 4 e un sân de gradul 3 care devine și dureros. Gradul 3 și gradul 4 trebuie efectuată o operație prin care se scoate acest implant, se scoate cicatricea în jurul implantului, această capsulă, și se repoziționează un nou implant. Din păcate, nu există astăzi nicio investigație care să ne ajute să spunem dacă o pacientă o să facă o contractură capsulară sau nu, reprezintă un fenomen alergic la un anumit moment. În studiile de specialitate, în literatura de specialitate, există factori, în schimb, care cresc riscul de apariție a contracturii capsulare, cum ar fi incizia periareolară, deci incizia jurul mamelonului versus incizia în șanțul inframamar, poziționarea subglandulară a implantului versus poziționarea în submușchi. La subglandular există un risc mai mare. Apariția miofibroblastelor apar în procesul de cicatrizare și nu avem de unde să știm dacă o persoană să cicatrizeze de o asemenea natură. De asemenea, vârsta este un factor care determină apariția contracturii capsulare. Deci sunt foarte mulți factori generali pe care nu putem să izolăm foarte clar, ținem mai mult de norocul fiecare persoană ca o reacție la un corp străin.